așa cum am cântat, merită ca să aducem slavă, cinste și onoare celuice, într-o zi a venit jos pe pământ, slăvit să fie Domnul. Aș dori să citesc câteva cuvinte din Cartea Sfântă, din Sfânta Carte Biblia, și vă invit să ne ridicăm pe picioare și voi citi câteva versete. Aș vrea un verset să citesc din Genesa, capitolul 3, cu versetul 15, și după aceea din Galaten, ne-a fost și cuvântul și versetul de aur. Voi citi cuvântul lui Dumnezeu. A spus Dumnezeu, vâșmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Și trecem în Galaten, capitolul 4, începem cu versetul 4 până la 7, citesc cuvântul lui Dumnezeu. Dar când a venit împlinirea, când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul, Fiului Său, care strigă Ava, adică Tată. Așa că nu mai ești rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Amin. Slăviți să fie Domnul. Păi bine să ocupăm locurile. Așa după cum se vede și prin oraș, dar cred că în inimile fiecăruia există această febră a sărbătorilor de iarnă, numită așa de oameni, și ne bucurăm că încă în țara noastră mai există sau mai este dorită această sărbătoare pe care oamenii o numesc Crăciunul, dar noi o numim, așa cum de altfel și este, sărbătoarea nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. E minunat că ne putem bucura. Și mi-amintesc versetele unei cântări care spune așa de frumos, bucurați-vă de vestea bună, slăvit să fie Domnul. E minunat să ne putem bucura, pentru că este speranță pentru noi, nu? Pentru că a fost speranță pentru întreaga omenire. Dacă ne uităm la cuvintele care le-am citit din primul text, adică primul verset din Genesa, din capitolul 3 cu 15, acolo ne arată cuvântul lui Dumnezeu despre vrășmășie între sămânța șarpelui și sămânța femeii. Și că spune sămânța femeii, de atunci, din vechime, îl avea Dumnezeu în vedere pe Domnul Iisus Hristos născut din femeie, așa după cum și versetul de din după lege, născut din femeie, dar aceasta va zdrobi capul șarpelui. Slăviți să fie Domnul! Amin. Pentru că acolo era puterea celui rău, nu? Puterea diavolească. Și Domnul a venit să o nimicească, să o zdrobească. Și astfel, noi putem să spunem că suntem liberi. Glorie Domnului! Amin. Liber, dacă într-adevăr am acceptat eliberarea Domnului nostru, Iisus Hristos, prin jertfa din Golgota, slăvit să fie Domnul. Amin. Dar aș vrea să mă opresc puțin la această stare, această atmosferă de acolo, din grădina Edenului, când Dumnezeu a spus omului. Și aș vrea să citesc cuvântul lui Dumnezeu care spune, pentru că trebuie să observăm anumite lucruri și dacă trecem ușor pe lângă ele, fără să le luăm în considerare, atunci este spre paguba noastră. Domnul Iisus, Domnul Dumnezeu, când a așezat pe om în grădină, a spus, i-a dat voie să mănânce din toți pomii. De-a zis așa, dar din pomul cunoștinței binelui și a răului să nu mănânci.
căci în ziua în care vei mânca el, vei muri negreșit. A spus Dumnezeu lucrul acesta omului. După aceea Dumnezeu a creat și pe femeie din om. Nu intru în amănuntele acestea, nici chiar în profuzimea lucrurilor. Dar Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, ne vorbește și ne spune despre șarpe în care era întuchipat diavolul. Spune că acesta era mai și ridică toate celelalte animale. Și a venit și s-a stricurat la femeie. Și el a zis, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Oare a zis cu adevărat Dumnezeu? De la început, diavolul a căutat în loc ca omul să se creadă cum Dumnezeu a vrut și să asculte de cuvântul lui Dumnezeu, a căutat să semne neîncrederea în Dumnezeu. Adică în schimbul încrederii în Dumnezeu și ascultării de Dumnezeu, el a căutat să semene încrederea și neascultarea de Dumnezeu. Tocmai aici a fost cheia în care diavolul a biruit. Și aș vrea să spun că de atunci și până în zilele noastre, diavolul face lucrul acesta. Să-l scoată pe Dumnezeu, adică ca și cum Dumnezeu ar fi mincinos, el care despre care Biblia spune despre diavolul, despre satana, că este cine? Este tatăl minciunilor. E Dumnezeul veacului acestuia. E stăpânitorul lumii acestuia, spune cuvântul lui Dumnezeu. Căci s-a împlinit ce a spus Dumnezeu. Cuvântul lui are tărie, are putere, are valoare și este adevăr. În el nu este schimbare, nici umbră de mutare. Și a spus el, așa este tocmai, slăvit să fie numele lui. De aceea e bine noi să ne încredem cu adevărat în Dumnezeu. Spuneam, și este o realitate. Și acum, diavolul spune, când citim Sfânta Scriptură, nu este chiar așa. Ba chiar și despre judecata lui Dumnezeu, chiar despre hotărârile lui Dumnezeu, nu sunt chiar așa. Dumnezeu, care este Tatăl nostru, cum să ne nimicească pe noi? Deși cuvântul lui Dumnezeu a spus clar atunci și spune peste vremuri, că cine n-ascultă de Dumnezeu, cine n-ascultă de jertfa Domnului Iisus Hristos, cine nu fuge sub acest adăpost, va fi osândit. Și lucrul acesta este o realitate. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată lucrul acesta și spune așa, și în continuu este această vrășmășie. Și ne punem întrebare pentru că titlul lecțiunii de astăzi este pentru noi. Dacă avem o întrebare, dacă avem o constatare, de ce a venit Iisus Hristos? Lucrul acesta este pentru noi un semn la care să stăm puțin pe loc să merităm. Foarte clar, foarte limpede, de ce a venit Domnul Iisus Hristos în lume? A fost doar așa un hazard? A fost doar așa o poveste? A fost o realitate? Și noi credem că și-a fost o realitate. Pentru că s-a împlinit ce a spus Domnul Iisus Hristos și spuneam să întâmplă și să lucrurile se pregătesc și în zilele noastre. Vrășmășie! Vrășmășie voi pune între sămânța șarpelui și sămânța femeii. Și aceasta va zdrobi capul șarpelui. Iar ea sămânța șarpului va zdrobi călcăiul. Iubiții mei, frați și sorori, de atunci și până acum este această vrășmășie. Am amintit frații duminica trecută și cred că deja știu toți că și planul celui rău este să nimicească mesajul și credința Domnului Iisus Hristos. Dacă ai putea să-L scoată pe Domnul Iisus din paginile Sfintelor Scripturi, din mintea oamenilor. Să amintea, pentru că această familie din Norvegia, de români, care i-au luat copiii,
Tocmai pentru faptul acesta, că sunt creștin și unii spun că au fost mai radical. Și eu zic că bine au fost că au fost radical. Pentru că însăși, pe vremea apostolilor, după ce Domnul Iisus a înălțat la ceruri, când cei mai mari cărturari și farisei i-au prins pe ucenici, i-au pus în temniță și a zis când le-a dat drumul, să nu mai vestiți despre numele acesta, să nu mai vorbiți despre Domnul Iisus Hristos. Și au zis să cade, să ascultăm mai bine de voi sau de Dumnezeu. Iubiții mei, frați și surori, Dumnezeu, nu pentru că nu am fi vrășmășie, nu pentru că oamenii ar fi de acord cu ceea ce se vestește prin Sfânta Scriptură despre Domnul Iisus Hristos. Tocmai că oamenii nu ascultă de Evanghelie, pentru că oamenii inspirați sau sublinieri cu influența diavolească caută să respingă Cuvântul lui Dumnezeu. Și atâta vreme cât încă se mai vestește Cuvântul lui Dumnezeu și încă mai este în valoare, prețul nespus, nemăsurat al jertfei Domnului Iisus Hristos, a sângelui Domnului Iisus Hristos, în continuu va fi vrășmășie între urmașii diavolului, a Duhului Întunericului, care se luptă împotriva celui care este sfânt în vecii vecilor. Va fi vrășmășie, va fi luptă și noi suntem chemați. Și însă și Apostolul Pavel ne sfătuiește de lucrul acesta, căci noi avem de luptat că trăim pe pământul acesta împotriva Duhului Întunericului, care se răzbuiesc cu noi. De aceea Domnul să ne dea putere și să ne mai bucurăm, pentru că vremurile sunt spre încheiere, spre sfârșit. Și diavolul caută tot mai mult să acapareze din mintea oamenilor și le te preocupă tot felul, numai despre Dumnezeu să ne audă. Ca să ar vrea să distrugă familiile credincioșilor, ca acolo să nu mai există ceea ce este sfânt. Ar vrea să distrugă altarele din casele noastre, altare de rugăciune, mesajul Sfintelor Scripturii. De aceea, iubiții mei, să ne bucurăm că știm că putem să sărbătorim nașterea Domnului Iisus Hristos, despre care Sfânta Scriptura ne spune. Că începând de la naștere, ba chiar când s-a zămislit Domnul Iisus Hristos de la Duhul Sfânt, a trebuit Fecioară Maria să plece și să nu beneficieze de un loc, de o casă, unde să se nască Domnul Iisus Hristos. De atunci a trebuit să meargă și a mers din Nazaret până în Betleem, însărcinată. Și spune că i-a venit vremea să nască. Și pentru el, Fiul lui Dumnezeu, născut din fecioară, dintr-o fecioară curată și nepădată sfântă, pentru că nu se putea altfel. Mă amintesc că într-o împrejurare Domnul Iisus a spus că vine, înainte de a fi dat în mâinile ostașilor romani, vine stăpânitorul lumii acestea, dar spunea Domnul Iisus despre mine, el nu găsește nimic. Și aș vrea să-mi pun eu întrebarea și dumneavoastră fiecare, oare noi, găsește diavolul ceva? Doamne ajută-ne să venim la poala crucii tale și până să mai poate găsi iertare, până să mai poate găsi curățire, Domnul să ne ducă de noi, să ne treacă la slăviță de Domnul. Și spuneam că a trebuit să se nască în Iesla din Betleem, a bătut la poartă, la unii și la alții și a zis, nu avem loc, n-a fost niciun loc pentru ca să se nască Sfântul lui Israel, Fiul lui Dumnezeu. Și a trebuit să se nască acolo, într-o iesle. Și aș vrea să citesc cât de simplu descrie chiar și omul lui Dumnezeu Luca, apostolul, istoricul, dacă vrem să spunem. Thank you.
spune în felul următor. Dar îngerul mi-a zis, nu vă temeți, că îți va duc o veste bună, că ai primit o mare bucurie pentru Domnul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut în Mântuitor, care este Hristos Domnul. Așa de simplu, nu? S-a născut astăzi un om. S-a născut astăzi un Mântuitor. Foarte simplu. S-a născut unde? În toiesele, în grajd, acolo între animale. S-a născut Mesia și cântăm noi și este o realitate. Dar El a venit smerit, pentru că pe El nu s-a găsit nici loc de naștere și dacă în zilele noastre, totuși, femeile care nasc au o posibilitate să meargă în maternitate în condiții mai bune într-o parte și mai puțin bune în alta, dar nu întoiesc, nu? Acesta este Cel care a venit. Pentru că de la început a fost ce a spus Domnul Dumnezeu. Vrășmășie voi pune între tine și sămânța femeii, a spus șarpelui. Și lucrul acesta se împlinește până în vremurile noastre de astăzi. Ba mai mult, aș vrea să citesc cuvântul lui Dumnezeu din Luca unde spune în capitolul 2. Uitați ce spune versetul 34. Simeon, un om credincios, cu o viață sfântă, cu o viață curată, când a auzit, s-a dus și el să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos și a spus în felul următor. Versetul 33 și 34 citesc. Tatăl și mama lui se minunau de lucrurile care se spuneau despre el, adică despre Domnul Iisus. Simeon i-a binecuvântat și a zis Marie, mama lui, iată copilul acesta este iubit spre prăbușirea și ridicarea multor din Israel și să fie un semn care va strâni împotrivire. Dacă putem să vorbim despre două laturi distincte, o parte și cealaltă, despre împotrivire diavolului și vrăjmășia diavolului, apoi putem să vorbim despre ce a venit Domnul Iisus pentru noi. Slăvit să fie Domnul! Amin. El care a fost căutat să fie omorât, a căutat să fie nimicit. O să cunoaștem și o să înțelegem ceva puțin mai târziu în scurte cuvinte. Spune că și copilul acesta a fost rânduit spre prăbușirea. Spre prăbușirea și ridicarea multor din Israel. Pentru că a fost toate zidurile cel rău. A trebuit să fie prăbușite. Citim în Sfânta Carte, în Evanghelia după Matei, când a aflat Erod de la magi, că s-a născut un împărat. N-a mai putut de bucurie, nu? Nu! Din potrivă, a vorbit cu vitrănie magilor și a venit aici pe la mine și când găsiți pruncul, ca să mă închin și eu lui. Spunea lucrul acesta că voia să afle exact unde, ca să-l omoare. Și apoi, iubiții mei, sunt o parte, spune cuvântul lui Dumnezeu, credeți că am venit pe pământ să aduc pacea? Nu! Și am venit să aduc sabia. Și o să revin la aspectul acesta. Dar de la început sabia a fost îndreptată împotriva acestui Fiul lui Dumnezeu care s-a născut, care a venit să scape omenirea, să o elibereze de păcat, de legăturile morții, de legăturile păcatului și să aducă mântuirea, slăvit să fie Domnul. Deci, cuvântul lui Dumnezeu spune, Domnul Iisus spune că a venit în lume să mântuiască ce era pierdut, glorie Lui. Pentru aceasta a venit Domnul Iisus Hristos. De aceea diavolul de la început din fașă a căutat să-L omoare. Și a trebuit să fugă departe în Egipt, mama lui cu Iosif și cu pruncul născut. Pentru că au fost omoriți o grămadă, o mulțime de copii de la 2 ani în jos. Tocmai a zis, poate printre aceștia. Nu contează cât mor. Dar poate printre acesta, îl voi lua și pentru acesta.
pe Domnul Iisus Hristos. Era planul ascuns a diavolului ca să-L omoare pe Domnul Iisus Hristos. Să se dărnicească planul lui Dumnezeu. Dar glorie Domnului, căci asupra acestui Fiu al lui Dumnezeu a vegheat ochii lui Dumnezeu. Pentru că ne avea în vedere pe noi, acum din secolul 21, să ne aducă la mântuire. De aceea este bine venită cântarea. Bucurați-vă de această veste bună, că s-a născut un mântuitor, că este Iisus Hristos, Domnul, glorie Lui. Slăviți să fie numele Lui. Ne bucurăm de lucrul acesta, dar spuneam că și vremea este pe sfârșită. Deci trebuie să căutăm, să ne apropiem de Dumnezeu, să-L primim pe Domnul nostru Iisus Hristos, ca nu cumva să regretăm la urmă. Dacă atunci când Dumnezeu în grădina Edenului a stat de vorbă cu femeia și la început de fapt a luat în ordine Dumnezeu, a stat de vorbă cu Adam și a spus, unde ești, Adame? Păi sunt aici, dar m-am ascult. De ce? Pentru că sunt gol. Și Domnul Dumnezeu nu cumva e mâncat din pomul acela. Iubiții mei, frați și sorori, adesea ne înfruntăm și noi din anumite lucruri la care Dumnezeu ne oprește în ideea că vom cunoaște și partea bună și partea rea. Și mulți spun că e bine să cunoști și partea rea și partea bună a lucrurilor. Dar niciodată nu am cunoscut cu adevărat partea bună în afară Domnului Iisus Hristos. Numai cu El. Dar Dumnezeu a rostit o judecată împărțită în trei lucruri. Adică în trei persoane. Iar vorba despre Adam și a zis, pentru că tu ai ascultat de glasul femeii, asta este hotărârea. Și știm lucrul acesta. Să muncești, să trudești, cu lacrimi, cu sudoare, să-ți câștigi pâinea de toate zilele. Iar, despre ea a zis, cu durere vii naște fii. Pentru că Dumnezeu a spus un cuvânt și El îl împlinește. Cuvântul este dat și amin. Iar diavolul a spus că vrăjmășie, păi pune, aceasta, adică sămânța, adică Domnul Iisus Hristos va zobi capul șarpelui. Și slăvit să fie Domnul, că în ziua când Domnul Iisus și-a dat viața în dealul Golgotei, s-a rupt pe teaua dinăuntru templului, care despățea locul sfânt de locul prea sfânt și ne-a făcut intrare la Tatăl, prin pe teaua dinăuntru, adică prin trupul Domnului nostru Iisus Hristos. Și ne-a dus eliberare, glorie Domnului. Și avem acces la mântuire. Că de atunci, din vremea când a crezut Adam, toți oamenii au fost sub păcatul Adam. Și spune Apostolul Pavel că dacă prin ascultarea sau prin neascultarea unui singur om a intrat păcatul în lume și apoi acesta s-a răspândit la toate semințiile Pământului, prin al doilea Adam, adică prin Iisus Hristos, a venit hotărâre de iertare, de eliberare, glorie Domnului. De aceea, dacă vorbim despre ce a venit Domnul Iisus Hristos, Apostolul Pavel în Efeseni, dacă se poate să și pune pe ecran, în capitolul 2, versetul 1 și până la 8, spune în felul următor, eu vă citim din problemă destul mai bine, ce voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Cum eram noi toți, omenirea toată? Eram morți! Dar El a venit să ne aducă la viață prin Iisus Hristos Domnul. De aceea trebuie să ne bucurăm. Să ne fie plină de veselie și de bucurie inima noastră. Să cântăm, să vorbim, să-L vestim. Spuneam că cea deseori am vrea să nu știe nimeni că sunt credincioși. Și e bucurie că primarul și în această zi ne-a invitat acolo să vorbim, să vorbim despre Domnul Iisus Hristos. Înainte primii creștini, după ce Domnul Iisus a înălțat la cer, a ajuns pentru numele acesta să fie dat la fiare. Femeile se smulgeau copiii din brațe, nu? Pe vremea când Ierod a trimis ea
măcelării cu sabia și au murit din pricina acestui nume. Astăzi și mai târziu după înălțarea Domnului Iisus Hristos, multe mame și familie au fost omorâți copiii sau au fost omorâți părinții și au rămas copiii pe drumuri din pricina acestui nume, pentru că era diavolul care s-a luptat. Acum diavolul a schimbat sub altă formă, se schimbă, dacă ne uităm puțin la starea omenirii, schimbă forma, dar tot așa se nimicească. Dacă nu cu sabia aceasta, se ia copiii din familie, se ducă la alții, nu? Adică, eu n-am dreptul ca și părinte să cresc copiii să mi le ducă cum vreau eu. Adică, în spiritul credinței. Și se ia alții, se reduce cum vreau eu, da? Ei au dreptul asupra copilului meu, se duce cum vrea el. Iubiții mei, frați și surori, trebuie să ne rugăm și trebuie să vorbim despre Domnul Iisus Hristos, copiii noștri, că nu știm ce vremuri voi veni, dar să ne încredem în Domnul, slăviți să fie Domnul, mărire Lui! Amin. Efeseni spune felul următor. Am citit primul verset. În care trăiați odinioară, fă după mersul lumea acesteia. Cum merge lumea aceasta? După mersul ei. După Domnul puterii văzurului, a Duhului care lucrează acum în fie neascultării. Întăream noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voia firii pământești ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei, ca și celălalt. Dar Dumnezeu, că este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că i-a morți. Măcar că i-a morți. În greșelile noastre ne-a dus la viață împreună cu Hristos, prin har suntem mântuiți, slăviți să fie Domnul. Timpul trece așa de mult și n-aș vrea să depășesc. Și mă rog să mă opresc la aceste cuvinte, pentru că suntem în situația asta, ca să trecem, dar El a venit la noi să ne aducă în primul rând, să nu uităm, din moarte la viață, prin Domnul nostru Iisus Hristos, de la lumină la întuneric, slăvit să fie Domnul. Amin. Să ne spere păcatele, să ne curățească, să nu uităm pentru ce a venit Domnul. Glorie Domnului. Amin. Amin.